Dacă vine, îl luăm prezent, dacă nu apare... Prezent. Bună dimineața încă o dată. Deci, domnul consilier, e ședința de vară. De acum o facem în septembrie. Pentru desfășurarea lucrărilor ședinței ordinare din data din 31.08.2022, sunteți și ați fost convocați, conform dispoziției 32.23.08.2022, din consultarea cu în prezență dispoziției emisă de primarul comunii. Deci suntem în vorul. Așa. Vă pot menționa faptul că domnul Beța a dat telefon, este de acord telefonic cu toate proiectele din urmă. Așa cum s-au convenit, domnul Beța, domnule, sunt de acord. Așa cum s-au convenit, noi facem treburile și mergem în continuare. Deci, de urmare, vorul este de 13 consilieri în funcție, 13 prezenți, absenți nu avem. Deci, urmare, vă rog să-mi permiteți să supun spre aprobare proiectul de hotărâre prevăzut în ordinea de zi. Drept pentru care, la articolul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea de contări cheltuielilor transport ale personalului didactic și nedidactic auxiliar din cadrul școlii gimnaziale Scoțeni, în luna iulie 2020, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărârii. Toate proiectele sunt inițiate de domnul primar Antonio Ghiță Cetării. La articolul 2 avem proiectul hotărâre privind aprobarea de realizare actualizat conform OGH-ul 64 din 4.08.2020 pentru obiectivul construirii grădiniță în sat Scoțeni, cum ați putut în Bacu. La articolul 3. Proiectul hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare numărul 60 din 29.07.2022 printul Buldu excavator GC3-CCTT, tractor U650M, plus remorcă 5 toni. La articolul 4, proiect hotărâri privind aprobarea scutirii de la plata sumei de 7.292 lei și va fi scutită și în continuare, privind cheltuielile cu taxa de apă de la școala gimnazială Scoțeni de Bacău. Și avem la articolul 5 întrebări, interpelări, informări ale consilierilor. Drept urmare, domnule consilier, având în vedere modificările care au apărut și conform reglementării în vigoare, vă supun în numele primarului să aprobați suplimentarea ordin de zi a ședinței ordinare din 31.08.2022 cu următorul proiect de hotărâre care nu mai poate fi amânat până la următoarea ședință a Consiliului Local a Comunei Scoțeni. După cum urmează, articolul 1, proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unei suprafețe de 25 metri pătrați, număr cadastral 6663, situat în sat Scoțeni, Comuna Scoțeni de Bacău, fostul CAP al Comunei, pentru postul de poliție din Comuna Scoțeni, cu obligația de a achita toate utilitățile. Deci, așa cum ați primit acum, pentru că adresa de la Inspectoratul Județean de Poliție Bacău, a fost primită ieri, de asta am și promovat prezentul, de fapt domnul primar a promovat, pentru că este o chestie de utilitate publică, în fond. Și drept urmare, având în vedere că domnul președinte de ședință va înainta proiectul de hotărâre, și având în vedere prevederile 129, aneatul 2, litera C și aneatul 6, litera de CB din OG 57, îi permite să acordăm cu titlul gratuit, așa cum am făcut pentru alte situații, pentru rezolvarea problemelor de rezolvarea situației din plan local. Domnule președinte, vă rog să supuneți la vot ordinea de zi și suplimentare. Cine este pentru ordinea de zi cu suplimentarea ordinei de zi? Da. S-a aprobat. Dăm citire primului proiect de hotărâre de contarea contravalorii
suportului personalului didactic, medicatic, auxiliarul școlii gimnaziale Scorțeni. Dacă sunt întrebări, cine este pentru? Cine este pentru? Împotrivă, absolut. Și la Boțan, da. S-a menționat telefonic domnul consilier. Așa s-a rezolvat. Punctul 2, proiectul hotărâri privind aprobarea rezii de reziliat contract conform modulației de guvern. De realizat. Pentru obiectivul construirea grădinițe în sat Comuna Scorțeni, dau cuvântul domnului primar. S-au majorat prețul de pistion numai la noi și au generat o diferență de 274. Și trebuie modificat și aprobat de vizul. O întrebare? Da, după. Vă scrie. Ah, scrie la cuvânt. Da. Întrebări. Domnul, da, Cicu, domnul Cicu și domnul Falcă. Domnul Cipu. Referitor la grădiniță, nu am mapă, nu am luat și nu am exact documentația, dar ce vreau să vă spun, eu știu că am aprobat să angajăm un avocat cu treabă. Am avut un proces, mai bine zis, haideți să lămurim alea cu situația asta. Deci, se va cu avocatul și o rezilia contractul pentru că nu am mai vrut să faci. El, da, s-a reziliat. El ne-a reprezentat. Eu din ce știu, în hârtirii care le-am văzut atunci când puneam că domnul primar nu era în ședință, domnul, nu știu cum îl chema, avocat, ne-a reprezentat la un anumit proces. Adică s-a reziliat, banii am dat. Noi am o parte nu am plătit de... nimic. Cum s-a plătit nimic? N-am plătit nimic. Factură, nu este trimisă pe, plătit pe nimic. Raportul contractului, deoarece nu s-au făcut demers în instanță, pentru că guvernul a venit, de asta au și venit acum. Știe foarte bine. Doamne, dumneavoastră, dacă nu sunteți convins de ceea ce spune primăria, mergeți de casă contabilitate. Nu s-a făcut nicio plată, domnule. Nu, ca să fim clar. Și le-a spus, vrut să rezilieze contractul, că iau bani înainte. Bani nu-și dau înainte. Păi ce pornește pentru un contract cu să face? Ca ori? Așa. Doamne. Bine, doamne, așa e corect. Dar n-am spus să spun. Nu. Nu, aici nu s-a avansat nicio. Da, și diferența aia de 274 e majorarea la 13, care o știm foarte bine. Și trebuie aprobat nou de vis ca să terminăm treaba. Că băieții mi-au promis săptămâna viitoare vin la treabă. Noi avem oricum câteva cereri de rambursare de la minister. S-au făcut doar de două plăți. Restul trebuie să vin în retroactiv, nu avem cereri. Și diferența cine plătește, domn primar? Bugetul local? Păi sunt discuții, cred că tot guvernul să plătească, dar trebuie aprobat asta, că doar e un proiect european, eu așa cu el. Dacă ne obligă și plătim noi, asta e și așa am plătit noi 5 miliarde până acum. Din că noi am avut puș banii din excedent bugetar am trecut. Dar sper să nu se ajungă acum. Asta e procedura. Îmi place, domnul secretar, că vreți să ne lămuriți într-un fel sau altul, dar eu vă zic, eu deținut minte țin exact foarte bine, dacă chiar vreți să lămuriți situația asta, că nu am fost reprezentat și nu am fost făcut nicio chestie, eu vă spun sincer, și v-am arătat și lumii veiță și nu mai știu cui, domnul primar nu era. Există devizul ăla care l-au trimis ei, în care noi trebuia să aprobăm să ne reprezinte în instanță, dar de fapt ei ne-ar reprezenta deja. Deci, domnul dacă îmi permiteți să intervin, ca să ne reprezintem în instanță, ar trebui să promovezi o acțiune judecătorească. Da, a fost promovat. Dacă a fost contestat. Când o contești? Unde o contești? O contești frumoasă? O contești la organele abilitate. Speță, curtea de apel. Păi și aia nu-i reprezentat? La tribunal. Dacă dumneavoastră știți că avocatul respectiv a făcut demersuri pentru acționarea în judecată la curtea de apel sau la tribunal, atunci da, înseamnă că nu-i reprezentat. Când faci o contestație? Da. Noi am aprobat să ne reprezintă primăria urmați să iei contract de asistență. Nu vă uitați mai mereu o mare parte din urmă. Asta este. Domnul Cică, deci garantat nu-i că cobor ne uităm, ai să vezi că este reziliat, nu s-a făcut nicio plată. Pentru că nu putem plăti ceva care nu... Adică nu ne ajută cu nimic. Dacă eu nu m-a ajutat omul, poate o iniția, da, cât am fost eu atunci a plecat. A fost o tentă ca să inițieze, să depun niște documente. Dar nu s-a mai mers în continuare, pentru că domnul a vrut bani ulterior.
Și nu știți foarte bine că o instituție nu poate să plătească bani înainte. Au vrut bani, pentru că el a făcut. Da, dar nu s-a plătit omul. Nu s-a plătit, cum se face mereu, nu se plătește, îi dă judecată, dă mi-ar bani. Exact cum și, da. Și cu ăștia, tot la fel am vrut să facem așa. Și cum poți să plătești până afară legi? Acum aș, nu, știu, nu, mai bine și alți colegi. Nu poți plătești înainte. Când a fost cu grădinița la fel, o mare parte din noi am zis, bă, situația cum este? Pierduta, nu, dăm judecată și câștigăm și... Așa era atunci, dar acum dacă guvernul și-a asumat că o să suplimentezi, asta e. Atât am avut. Am înțeles. Ai, domnul Palcău. Nu, m-am lămurit. Da. Nu știam de unde vor fi plătiți banii, respectiv. Deci consilierul trebuie să știe acei bani, de unde vor fi plătiți, e simplu. Asta deci am spus două variante, nici eu nu știu 100%, pentru că nici guvernul știe. Nici eu nu știu 100%, dar noi trebuie să facem pași. Dacă nu e doar o investiție cât a fost de mare și astea, da. Folos în... Da, nu, dar nu putem. Nu e doamne, dar zic, în Uniunea Europeană nu s-ar mai face nimic în comuna asta? Așa și alături, mai greu cu Uniunea Europeană decât cu altul. Haideți, vă rog frumos. Cine este pe? Deci, important este când acești bani de care noi data trecută i-am... să nu apară ulterior la, după rezilierea contractului. În ce condiții au fost reziliate? Nu. În ce condiții s-au reziliat contractul? A făcut solicitarea avocatul. Aici, trebuie precizat că în momentul în care tu ai un contract, avocatul cât o reprezentat sau că nu... El a venit cu că dacă vrei să ne reprezintă, deci, nu putem plăti în aștept. Deci, la asta mă refer. Că și un contract, dacă acolo sunt niște clauze, el în calitate de avocat trebuie să-ți respecte. Nu va veni cu adresă pentru reziliere. Deci, în sensul ăsta... Să nu mai apară banii după aia. Nu că ți-e acționează pe tine în instanță ca instituție, că tu ai încheiat un contract. Nu e problema mea că nu mi-ai pus tu la dispoziție documentele. Mie trebuie să-mi dai banii. Și cu asta să-mi ia discuție. Nu, domnul primar, asta te notă dacă advocatul a renunțat la proces. Înseamnă că 80% noi trebuie să dăm bani. Nu știu, ce să v-am spus că nu știu nici 100% de ce. Deci, la asta trebuie să ne așteptăm că acei bani să fie din bugetele noastre. 80%. Da. Deci, poate 20% le-aș fi dat. Ce doriți la vă domnul? Cine este? Nu, sunt de acord cu minister. Pentru 13 de la punctul 3, proiect de hotărâre aprobare raportului de evaluare numărul 60 din 2007-2022 pentru funcție de excavator, tractor și remorchi. Ați citit, cred că la mape ați văzut ce valori sunt, stabilit un evaluator, trebuie aprobat de Consiliul Local, ca după aia să facem procedura de licitații cu comisii. Sunt scrii cine vrea. Dar, dar dacă aș veni, nu știu, domnul secretar, dacă a menționat, dar aș veni eu cu, să o gândim bine. Aș vrea, totuși, că dacă sunt și sunt doritori, să fie din cadrul comun. Specificat. Nu poți. Nu ai cum. Nu poți să îngrevești? Licitații publică. Licitații publică, dar zic că eu m-am gândit. Na, n-am zis. Nu se face cu seapă, nu. Să depun plicuri cu oferte minime care sunt aici și când se deschide care e ofertat mai mult de o comisie, ăla câștigă. Nu-i cu strigare? Vedem ce a aprobat. Ce a aprobat? Normal este cu strigare. Comisia trebuie să... Nu, Consiliul stabilește. Consiliul nu se știe cu plicul care e chiar. Cum vreți? Eu n-am făcut niciodată o licitație și nu sunt măsură. Stabilița cum e normativ și trebuie să ne luăm. După normativ ești cu strigare, da? Dar să nu, nu-i logic. Cu strigare? Domnilor consilier, domnilor consilier, să fie fixează sumele. Numai sumele. Domnul consilier, o pic, lăsați-mă să vă explic, da? Sumele, dacă e evaluare. De la evaluare se pleacă la treabă. Dacă băieții nu au aplicat toți matele, de ce ți-ești un pic aici sumele? Evaluarea s-a făcut, evaluarea pentru fiecare. Este de expert, că asta este, că vine curtea și ne... Sunt calculate la preț de fier vie, că nu să, ca să știți. Așa mi s-a explicat, așa vă spus. Să vedem care este aici. Asta. Asta cu școala. Unde mă e? Uite aici.
Deci la bulă excavator, în lei 10.400, în euro 2.100. La tractor, 2.500 de lei, echivalent în euro 510. Și la remorca de 5 tone, 1.200 de lei, echivalent la 240. Stabilit de evaluator. Ăsta e prețul minim care eu și da, să plece în stație. Acum cine vrea să discutați subiectul ăsta? Întrebări. Ce întrebă să pui dacă să-i... Domnul Cic, am văzut că... Da, e tot plus. Domnule, vor fi făcute evaluare, evaluare au mai fost făcute. Între colegii aici am auzit că cine dă 2500 pe un tractor cu remor. Nu, am spus pentru remor, că nu mai insinuați niște lucruri, da? A, nu, de asta dacă v-ați trezit nervos sau aveți probleme cu copiii, rezolvați-le și veniți și comportați-vă în civilizat în ședință. Din Consiliul Local, da? Da. Comportați-vă civilizat. Una este ce au zis dumneavoastră și alta e ce înțelegeți. A, da? Da. Trebuie să înțelegeți, da. Că am, păi, continuați-vă. Discuția pe ceea ce știți dumneavoastră. Păi nu v-am întrerupt, dar nu faceți atacuri la persoană fără fundament. Vă rog, în mod direct. Privează la subiect. Hai, spuneți, domnule. Valoarea estimată de 10.000, da? La buget. Tractorul, 2.500 de lei. 2500 de lei, nu știu, cum lui echivalat la fier vechi, cum? Și remorca, 1200 de lei. Nu, e fier vechi. Adică, ca și cantitate de fier vechi, dacă vreți să o evaluați la fier vechi, dar eu zic că buldozerul se poate repara, nu trebuie neapărat evaluat la fier vechi, sunt niște prețuri pe care sunt foarte mici. Dar, domnule, nu știu cum să treacă de acolo. Dar eu pot să-i spun evaluatorul să pun o sumă. Să licitez un leu tu. Eu, păi, pe mine nu mai trăgeam ce mi-i cumpăr. Dar la ce am mai trebuit? Dar mai fost o evaluare de un miliard odată. Și-o spui cineva? Bă, dar ai văzut de când stau acolo, stau... Știi, și așa cu cine așa atunci. Doamna, la ce s-a mă rugat de-a teori. Hai să scăpăm ele, hai. Am făcut, am adus și v-am luat toată. Pune o prietă. Dar mai stă 5 ani acolo sau... Din punctul meu de vedere, puteți să mai stai acolo. Nu mă încurc tare pe mine. Dar dacă tot ați vrut să scăpăm de ele, treacă, scăpăm de ele, că doar nu știu. La utilajele respective, n-au nicio șansă să mai fie puțin funcțiune. Omule, au șanse, dar trebuie singura chestie care mă întrebați dumneavoastră pe mine este de mecanica auto. Deci este din afară total. Care mai aveți utilaje? Pe cum mai faci o babă foarte mare. De exemplu, să zicem așa, pentru viitor. Pentru operații, să știi. Domnul Cerat, rămânem la tractoare. Da, eu nu zic, dar ca să ca să înțeleg. Ca să-și termine, eu nu ți... În achiziționarea unui alt utilaj, noi, ca primărie, nu putem să dăm gen... Nu ești casare, uite, este, am ordonanța care e ordonanța. Sunt deja văzut, știți foarte bine, o să discutăm la o ședință ulterioară. Că programul RABLA pentru că o să susțină primăria 1.500 de lei, 1.500 de mediu, pe fond de mediu. Deci, ești în legii, o să intri în vigoare, dar utilajii sub nicio formă. Eu am citit-o, nu există. Nu este programul RABLA la utilaje, la tractoare asta. Garantat, deci documentat, chiar am avut o solicitare pentru mașini, știți, cu vechimea 5 ani. În posesia omului, 15 ani vechimea mașinii. Este un program național, intră în vigoare de casare. Deci, să fac cereri la primărie, noi o să bugetăm, după aia noi transmitem cererile la fond din mediu, să facem și evaluează anumite, în funcție de numericul de, să vă explic, numericul de persoane din comun, ci până în 2000 de lei, ca așa de 50 de bucăți. Ci între 2000 și 3000, adică opțional, că nu eu te oblig și ca așez, cine vrea. 50-100. Și guvernul va finanța, dar nu neapărat și intre la finanțare exact e aceeași chestie ca la panou solare. Primii veniți, primii servici. E vorba de guvern. Da? Dar nu sunt sub nicio formă utilaje sau tractoare. Da, dacă mă știu. Noi trebuie să hotărâm aici cum procedăm, scris sau... Păi cum a spus, dragilor, cu strigare. Și mai trebuie să reglementăm aici și o taxă de înscriere care... Asta nu trebuie procedură, scrie în codul fiscal, exact. În codul fiscal sunt de acolo. Da? Deci facem mențiunea, mă scuzeam, fapt de fi intervenit. Să raportează la valoare. Deci vom face mențiunea în hotărâre. Cu strigare. Da. Și, din punctul meu de vedere, domnul secretar, ar fi bine de stabilit și comisia. Eu vreau să bag consilieri în comisie. Să nu fie dubii și suspiciuni. Foarte bine. Dar haideți să vedem dacă trece.
Păi da. 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 Supuneți la vot. Cine este pe? Cine este pe? Nu știu dacă ai putea băga consilier, că pe urmă apărăm și cumpărător și... Nu. Noi aprobăm, așa cum aveți... Nu știu ce au fapt, acum doar raportul să atât, aprobare raportul. Și ulterior, ulterior să stabilim. Care vrea să scrie la licitații? O să facem o adresă. O să facem o adresă pentru strigare consilier, dacă doriți. Cine are opțiuni și pentru licitații? Da, nu, da, cine are opțiuni să se scrie la licitație automat de denunță că nu vrea să fie comisă. Logic, e conflict de interese. Da, o trecând. Da. Deci suntem cu 13 pentru, da? 13 și cu strigare. Am trecut. Aveți o abținere. Aveți o abținere. Cine și abținere? Cine? Voturi pentru 12. Și eu nu-ți abținere. Domnul, o abținere. Opțiunea domnului. Bun. Da, punctul 4. Avem proiectul de hotărâre privind aprobarea domnului... Domnul Cip. Proiectul de hotărâre privind aprobarea scutirii de plată a sumei de 7.292 de lei pentru școala Scorțeni. Și ulterior, să nu mai plătească apă. Știți că am discutat la diverse ore trecută și am inițiat. Ai adresă de anul trecut, trimis de mine. Nu, mă știu. Da, dar acum am... Da, posibil. Dar am vorbit la diverse ore trecută și am inițiat proiect. Dacă sunt discuții, dacă nu... Da, știi despre ce-i vorba. Da? Ce puneți la băț? Cine este pe mine? Deci facem mențiunea exact ce este în proiect de hotărâre. Da, da. Vezi? Da, și pentru sumele care se vor... Atât vom plăti tot primăria, la revedere. Da, dumneavoastră, doamna Lidia, știți foarte bine că... Eu am făcut de anul trecut, că a fost discuții, când am văzut... Următorul este cu poliția. Da, cu domnul primar. Să vă explic despre ce vorba. Au venit o solicitare, dar nu-i prima. La discuții verbale am avut cu alt poliție de la rural, la Măinești. Dar nu face pe asta cu poliția? Vor să... Păi cu poliția. Vor să... Să le dăm un spațiu, temporar, pentru că vor să reabilite, să construiască din nou. Și ca ministerul le va finanța un post care e postul ăsta pistiei. Crăpa pereții tot. Și singura locație care se pretează și o agrează și din și în baza adresei care au trimis-o de ieri, este sala din dreapta, vis-a-vis de cabinetul veterinar, 25 metri pătrați, titlu gratuit, doar să-ți plătească curentul și utilitățile. E nevoie pe un an să facă ei lucrări. Deci e provizoriu. Provizoriu. Nu da, trebuie să specificați asta și un proiect. Dar ești trecut. Nu este. Ba da? Eu știu că i-am spus domnul secretar și cam așa e trecut. Și mai jos citește pe dumneavoastră. Pentru post de poliție, obligația de a achita toate utilitățile. Da. Mai mult de atât. Obligația de a achita toate utilitățile. Corect, da. Deci, bine, dacă stă acolo. Dacă nu mai... Temporal, deci. Un an de zile, cu drept de prelungire, scriu. Gratuită unui sprafieții, pentru că știți de ce? I s-ar putea, nu mai zic mai mult, să dea bani guvernul și poate într-o... Mai face mai repede. Poate mai repede. Da. Da. Nu, dar umblăm aici, am fost mai repede. Să mai aceleși la veterinar, am fost de acord și la asta, dar sunt cu temporar, nu permanent. Păi nici nu să fie permanent. Nu mai avem instituție. Păi avem alte proiecte și vor să fie automat. Se regulează contractul. Din punctul meu de vedere, eu pot să revin la adresarul dacă într-un an de zile nu se... Nu fac demersuri? Zic, bă, frate, lăsați un pic, băi, atunci am putut taxi. Repus în... Da, dar după cum s-au comportat șeful poliției Bacăne, șeful poliției Bacăne, a venit și doamna vice, domn primarul, băi, haideți, ajutați-ne până oamenii ăștia să stea undeva, că am înțeles că sunt în mătrânirea fiei pe acolo. Bun. Cine este pentru? Bun. La diversii am ceva să vă prezint, foarte important. Dacă vreți să mă ascultați. Un proiect. Să vă prezint ceva foarte important și pentru interesul comunității, ca să putem face demersul sau nu în funcție de votul noastră.
Vă citesc adresa, către primăria Scoțeni, societatea noastră, DDC Invest Group SRL, cu sediul în localitatea Comănești Vest Bacău, este interesată să construiască parcuri fotovoltaice pe terenul extravilanic Pășunii Slazarabil, având suprafața de minim 7 hectare, maxim 30. În cazul în care există interes din partea dumneavoastră în baza unui contract, în condițiile legii, putem asigura, din momentul punerii în funcțiune a parcului fotovoltaic, compensarea energiei electrice consumate de instituțiile publice din localitatea dumneavoastră, inclusiv iluminatul public, pe perioada de 30 de ani. Așteptăm cu interes răspuns din partea dumneavoastră. 7 hectare identificate sunt în spate de doamna Avrămoaia. Deci, societatea investiției este totală a lor, nu implică financiar nimic primăria Scoției. Panourile astea fotovoltaice vor veni, m-am interesat, suspendate la 1,5 metri. Și cine vrea să-și pască oile, ca să, așa, poate să-i pască. Fie de sub, dacă, da? Bine, mă va mai primi subvenții. Dar 30 de ani, noi nu vom plăti nimic și plus ei vor plăti și taxa de concesiune la primărie, în afară de... Și ca să vă spun cât consumă iluminatul public primăria până în momentul actual, deci până la 1 septembrie, 92.762. Plus 4 luni de acum încolo, 1.400.000. În fiecare an, noi vom beneficia gratuit de tot ce există consum de curent pe primărie, cu cămini, cu iluminat, cu tot ce avem, școală. Acum, ca să poți inițiezi proiectul, trebuie să fiți dumneavoastră de acord la discuții, că în favoarea comunității. Acum, dumneavoastră, analizați, eu am făcut propunerea. Asta prevede scoaterea de... Da, este lege și se poate scoate din circuitul agricol. Este un proiect, eu văd în răzneț, e bun. Adică, vă dați seama, 1 miliard și ceva pe an? Și realizat fără niciun cost. Fără niciun cost. De atâția ani, și așa, la noi, animalele sunt... Puțini, dar nu. Regres. Numai cu oile, da, dacă scapă, prins, nu sunt ce bine, știi? Bine, mama iedului. Este bine. Este clar că nu, terenul respectiv nu mai aș putea fi folosit în alt scop. Da, va fi îngrădit, adică... Odată ce îl scoate... Da. Trebuie, în fel, să fie păzit, trebuie... Concesiunii cu licitații, deci procedură legală, nu că noi stabilim, dar suntem de acord ca să fac procedura de scoatere din circuitul agricol și de bea ulterior să vă face o licitație și pe proiectul ăsta poate să fie altă firmă, nu neapărat asta. Exact ca la licitația cu utilajul. Dar asta e procedura și vreau să vă cer girul dumneavoastră. Sau dacă cineva, sau poate unul dintre dumneavoastră are 7 hectare pe lumii lui, persoane fi și interesat pe mine, nu mă deranjează să facă la el. Nu cred că se merită să ratăm o astfel de oportunitate, da, chiar și la nivel de discuții. Da. Și potențial ar exista mult mai mult. Cred că se găsesc 7 hectare și la Grigoreni, pe Stază. Acum vedere că facem... După lună! Locația o stabilim împreună! 10-12. Și mai bine poate fi și niște poziții de inimă, bănuiesc. Și-au lor ca să aibă prezentate masă. Trebuie loc drept. Da. Să bată soarele. Da, pe asta e și condiții tehnice, nu le știu. Nu aș direcție să bată soarele, eu am acasă. Dar e limitat la 7 hectare? Minim 7 hectare. Maxim 30. Dar nici tot, ca și când mai sunt oameni cu animale, nici nu vreau să-l iau de ei. Nu, eu m-am referit că dacă se identifică ca o suprafață de 10 hectare. 10 hectare. Da. Maxim 30. Se pretează pentru da. A fi... Deci, minimul 7, maxim 30. Acum de la Mila să-ți acum. Băi, aici e o problemă. O să aibă și ei, nu mie. Da. În principiu... În principiu, proiectul este foarte bun, dar în primul și în primul rând, înainte de a trece la concesiuni și la astea, trebuie să vină cineva de la firmă, de la ei, ești să ne explice exact. Păi, nu asta, facem noi așa. Asta vreau. Răspuns de la noi, dacă se... Dar e răspunsul este afirmativ. Răspunsul este afirmativ, că este ceva foarte bun. Actii v-am prezentat, la ședința viitoare îi chem aici. Da, să ne punem așa. Nu neapărat, o să prezinte exact ce... Nu, dar bine de la câteva, ca să știm tot. Cam așa am avut. Unde dăm presupusul.
Deci, în principiu, consilierea fi de acord, dar să presupunem cu așa care își pus și doamna Vici, și chemăm la discuțiunea ăla. Da, ca să vedem, că ne dăm cu presupusul, eu am de astea pe fotovoltaice acasă, eu știu despre ce vorba. Da, la nivel și dacă mai sunt discuții. O să ne dăm o adresă, să fie prezent la următoarea ședință, nu? Următoarea, când o să... De cât e posibil? E posibil să facem, dacă și să fie rectificat de buget, poate o facem următoarea mai repede, în septembrie. În principiu, da, nu că în principiu, nu că în principiu. Suntem de acord pentru... Consilierii sunt de acord, de acum ce o să mai fi, nu mai vedea. Da, da. La discuții, da, da. Bun, alte întrebări ceva ca să... Da, eu așa vreau. Spuneți, domnul. Vin cu mulțumit, după lungile mele plângeri, cu trecerile de pietoni, am reușit, am văzut luminița de la capătul tunelului, la bază. Felicitări. Felicitări. Urmează la capul de al lui, până urmează pe urmă și... Am cerut și un spic, Grigore, în zonele de cuperitul exact. De accidente, prima oară inițiat aici, aici chiar cam tot, toată luna sunt întâmplat un accident, la bază. Și-au pus denivelări de alea dăritoare, cum se spune, și o trece de pietoni. Da, am făcut adresă. Ca să vă spun, e bine discursul consilierii locali, eu prin timpul meu liber mai petrec timpul și la pește. Și am trecut pe sub podul de fier la Florești. Am făcut și pozii, am făcut și adresul la drumul naționalei. Au venit și ei și au văzut. Punctul de sprijin din partea lui Neagiță Mihai, adică înspre, înspre Moinești, cum ar veni, fiind piramidal, pe susținere, pe două vile, acolo e măcinat tot ajuns la fier și dus pe ciment. Am făcut adresul ca să întărească podul, că e pericol să plătim calță. Adică nu noi, că nu noi suntem administratori, da? Eu am făcut și acolo, și pentru treaba asta. Că e, e jalnic. Deci ferească Dumnezeu. Da, chiar, chiar ce susțin, stă pe bilă. Aș mai avea o întrebare, ca să poate auzi și băieții, cei băieții care lucrează la ajutor social. S-au plâns toți din Florești că au fost tăieți. Cu toate că, unii dintre ei au lucrat. Nu la toate lucrările care asta, dar în general, din 10, că sau de câte ori au fost chemați, nu știu, au lipsit la văzut două sau... Eu, pe câțiva dintre ei care i-a stăiat, eu îi văd în fiecare săptămână, având urmaile, cred că cum li s-a dat program. Și s-au plâns că li s-a tăiat. O lună i-am tăiat, pe cei tot ei între ei s-au plâns că nu fac, că nu fac. Și i-am tăiat pe cei care au zis, că eu nu i-am văzut. Spre exemplu, pe Corana, nu am văzut-o niciodată, niciodată, niciodată la nimic. Vorbesc la alt nume, ce am dat viol eu. Acea persoană chiar îl văd în fiecare săptămână cu sacul de gunoi, joia parcă, care se duce la deal, vine la Vali, aruncă la... la coșul. Încă are în curte, dacă vreți să vedeți, are saci așa, adunat. Că saci de-am de la toți, saci de-am. Deci, pentru acea persoană, în prealabil vorbesc, pe acea persoană stă iată degeaba de la ajutor. Asta. Nu am nimic cu ea, nu ăsta, dar eu pe acea persoană chiar am văzut-o că își face treaba. Și de câte ori l-a schemat, eu cred că a venit. N-a zis nu. Și eu vreau să spun ceva. Dar nu vă uitați la mine, că nu ești de ajutor social. Nu. Eu semnez pontajele. Da, nu știu. Dar nu, la altceva. Mai sunt și alte persoane care sunt trecute și nu le-am văzut. Vă rog să vă spun la fara. Și eu le-am văzut cu ochii mereu, care nu i-am văzut. Lucrează în alte părți. Lucrează în alte părți. Sau au alte relații, mai bine zis. Nu știu. Și care nu i-am văzut. Lucrează pentru soție, soția pentru soț, soțul pentru copil, copilul pentru... Da. Dacă se poate interveni, intervenim noi. Întrebi, dacă nu, proiectul acolo îți vine făcut ca lumea pe proiect de asfaltare până la Gomireasa, până la intersecția cu... Dar ziceți că până o să fie proiectul... Până intervenim noi, dar se pot tehnic.
Deci eu nu știu nici pe ce vot. Dacă am făcut bine cu ceva. Facem că am un kilaj, am... O mașină de... Nu e o problemă. Pe 10 se tot reagești. Doamnă, dacă mă uși, pot și mâine mă repol. Notați-vă și primit bordul acolo. Fără probleme. Doamna Vici, am vorbit cu domnul Năștiință. Dar știi, doamna Năștiință. Nu v-am iasuit în funcție, acum e ceva mai bine. Doamna, trebuie să mă mai spiești. Spune-ți. Spune-ți. Acele drenaje pentru spurgere, Ferul, Amonte și Aral, la Apostoletul acolo urmează Sârniu, care mai avem în jur, la... Cel mai multe locuri, și la Doamna Faraon, deci facem șapte. Nu, eu vorbesc de tot. Da, mai avem, mai avem. Am fost și eu în concediu și nu știu ce mai faci pe ea. Da, haideți spune-ți, doamna. Domn primar, am înțeles, dumneavoastră pe unii mergeți prin sate, vă căinați și spuneți că nu ați vrea să faceți multe, da, și... dar nu puteți din cauza consilierilor din opoziție. Eu nu prea am mai fost prin sate și nu știu ce ne spune matare așa ceva. Dar de ce am... Aștia saburieri? Nu saburieri, dar chiar așa. Aș vrea să știm și noi cu toții ce proiecte nu am votat noi sau cu ce n-am fost de acord. Spune și mie, cine chiar spune eu? Dar chiar n-am zis. Și în mandatul trecut. Băi, atunci da. Atunci da, dar acum n-am zis nimic. Atunci da, o fost ieri. Acum n-am zis. Păi nu se dă nu. Nu, și ca chestii, chiar n-am zis acum. Înainte da. Pentru că și eu am fost săpat. Și da, acum nu. Nu știu cine. Deci noi știm că noi suntem de acord. Știu, doamnă, și ți-am reproșat. Deci am fost de acord. Chiar în mandatul ăsta și este pe Facebook. Nu-i așa? Așa este. Am fost de acord. Am fost de acord. Că nu suntem de acord, eu nu este de acord, dar vă rog frumos să stați, nu dumneavoastră, zic domnul Rotariu. Domnul Rotariu, că nu suntem de acord cu dezvoltarea comunii. Noi, din contra, suntem de acord să faceți toți. Eu nu mă simțuie în lumii nimănui. Doamna Luța, mai ușor că mă doar e calm. Din contra, nu, dar vă rog, serios, înțeles, sau nimic. Adică mă cheamă că te-am acord. Noi, e sub... Asta așa și fiecare care și-a sub atipa ta și trebuie să-ți o asum? Aia e? Aia e? Păi da, dar noi n-avem ce să ne asumăm odată ce am aprobat. Întotdeauna ce am aprobat. Așa că... Deci noi am aprobat și am fost de acord ca să facem... Dar așa mi-e vocea mea, ca să știți. Nu mă cer. Asta zic eu. Noi suntem de acord să facem din contra, să facem ceva pentru comună. Și mă bucur. Și să vedem că chiar am votat ce am zis eu, nu? Așa. Dar au fost și momente când... Nu am votat, deci pentru dezvoltarea comunei nu am votat azi asfalt. Tu poți să votezi ceva atunci când nu ești lămurit? Nu! Atunci... Păi ai văzut? Păi atunci... Deci și noi, în momentul în care suntem foarte bine lămuriți, sau până să aduc precizări ulterioare... Da, doamnă. Atât? Doamna Lidia, îmi place că facem mai sunt avocatul. Deci trebuie să decant toți cei care sunt în Consiliu. Nu știți? Nu sunt șanse de asta. Stai liniște. Dar doar, auzi, legii din morală chiar... Auzi, hai să fim unii cu altul. Văd că se face oricum diferență. Pistolul s-au făcut drumurile. Dialul nu se face, că știți că nu... Prima oară când dialul bar, doamna Vici. Haideți, doamna. Unii vă trimit eu cu ochii la lucru. Prima oară unii trimit. Ia spuneți, doamna Vici. Deci, când vă spun prima oară, vă zici face, da. Dar acum trebuie să trimitem eu. Păi trebuie să trimitem, dar am fost în concediu. Doamna a venit, a fost doamna în locul meu. Și dânsa aia a fost șeful, cum și eu. Și vă servit, am înțeles, că a trimis bun lopit, da? Mă uit că... Deci păi nu vă uitați, vă luați așa tendențios, că și eu iau când văd ceva negativ și eu, dar mă iau așa. Nu fac analiza, la rece, nu așa. O iau, o iau. Mă lămuresc eu cumva. Nu, nu, să nu mai vă supăr. Dar nu o luați așa, că nu e așa. Prima oară, știți ce fac eu? Prostea asta când aud vorbele astea, dar așa mi le zice în față. Prima oară când fac o reparație de drum sau voi investiții, cu al dracului o fac la el care nu mă iubesc. Și știu că nu mă iubesc, dar n-ai mai iubit. Și acolo trimit prima oară. Și la matalii, și la oamenii care nu mă ajută, la ea nu trimit prima oară. Și prima dată, la doamna contabil pe stradă să trimite dedicații speciale. Înaintea bisericii. Tu ai trimis, că primarea trimis la biserică. Nu, nu, nu. Nu, nu am trimis la biserică, te vorbești cu lor și niciodată. Nu am trimis la biserică. Vă rog să trimiteți la mine prima oară. Deci nu am trimis la biserică. Cerim din luna la oră. Atât avem doar frumos în comun. Nu vă supărați. O biserică care din răz puteți să caută să facă ceva frumos pe picioare. Și-am zis și
ceva? Păi nu, dar fiecare lumea și poate a lui. Mai am ceva de spus. Eram la... Da, domnul. În legătură cu ce am avut, mi-a venit la Cluj. În campaniile electorale care le-ați avut, toți cei care v-ați depus candidaturile, promiteați o grămadă de chestii. Sunt 2 ani jumate în care au trecut și n-am văzut un singur proiect din ce propunea fiecare candidat la primărie să vină să discute cu primarul, aia să facem proiectul ăsta, este bun, îl aducem în... să lunim aici, între consilieri, să vedem, este bun. Da, hai, să nu devagăm, că aici nu vreau să încerc pe noastră. Suntem înțelegi greșit. Chiar să fie pacea. Dar și care susținea și avea, ați venit cu el să-l facem, să vedem cum... Dar noi aici, de asta vreau să noi aici ce propunem. Noi aici ce trebuie să discutăm. Ați venit cu o propunere. Păi, dar s-a venit. Cu ce propunere ați venit să ziceți? Vă rog eu frumos să ne ținem. Vă rog eu să ne ținem. Hai să nu mai cerțăm. Sau invers. N-am fost de acord cu vinderea exlazului de... Da, recunosc, a? N-am fost de acord cu vinderea exlazului de la Grigoreni. Da. Cui să-l vinzi? Păi era vorba ca să-l vinzi. Nu, doamnă, că eu nu sunt vin. Păi asta, întrebați domnul Setanar că a studiat legea. Păi ați înțeles greșit, că nu sunt vinderea exlazului, sunt concesionat. Doamna, nu, ceartă de la dracul la satul, doamna. Hai trebuie să o lăsăm din de la dracul. Hai să nu-l vinzi, tipule, așa de bine au fost voi, nu mai înțepăm. Hai doar să o dracul. Hai să vedem ce putem face în continuare. Da, hai să facem numai lucruri bune. Hai să nu mai înțeleg, cât să spun ceva. Vom face numai lucruri bune. Da, cred. Hai. Este sau mai avem ceva când nu. Da, hai, nu nimeni, vă rog eu frumos, cu pace. Păi vrem să poată și să facem ceva pe lucrurile asta. Hai. Asta vrem. Nu-ți mă, da. Să facem ceva. Au fost și bine. Nu știu de ce. Sunt că le-ați avut ceva. Da, 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 da,